deși timpurile minunate când oamenii își trimiteau unii altora scrisori s-au cam dus și când cutia poștală era un obiect al emoției, pentru că o deschideai și așteptai o scrisoare de la un prieten sau o invitație la un festival sau o scrisoare de dragoste, în fine, acea cutie s-a transformat într-un obiect al terorii. O deschis și năvălesc spre tine, cad zeci de scrisori cu somații, cu note de plată pentru apă, chirie, lumină, de la ANAF, de la poliție, că ai încălcat legile circulației și legile gravitației. În fine, simt un sentiment așa de repulsie când văd acum o cutie de scrisori. Drept care recurg la... ai trimite o scrisoare, scrisoarea a treia, era să zic aiatolahului de la Cotroceni, este scrisoarea a treia către Shahinshahul de la Cotroceni. Domnule Klaus Iohannis, după ce am afirmat despre dumneata că ești la fel de inteligent ca un dulap săsesc, am revenit cerându-i scuze dulapului pentru nedreapta-mi comparație. În afara frumuseții arhaice, un dulap are încărcătura simbolică a generozității față de cel flămând, sentiment izgonit din magazia dumitale sufletească și din retorica prezidențială producătoare de baloturi de suficiență și câlți. Obiceiul strămoșilor iohanieni de a da afară micii negustori și târgoveții valahi din cetatea Sibiului, înainte de apusul soarelui, să le fie sașilor somnul lin și porțile zăvorâte, văd că le-ați extins în această iarnă, dând afară românii din piețele românești, chiar în timpul zilei. Nu-i de mirare că un lucru nevolnic, atât de bine făcut, i-a entuziasmat și pe semiungurul Ludovic Orban, și pe arabul fugit de acasă, Raed Arafat, ca să nu-l mai pun la socoteală pe tătarul Nelu, răspunzător cu număratul morților la ora micului dejun. Pe cât sunt de fericit că prin venele copiilor mei curge și puțin sânge miresmat de stepele cazace și de pusta maghiară, chestie care le-a mlădiat frumusețea și caracterul, pe atât sunt de trist că alergia mea la naționalismul grobian și scârbavnic nu mă scutește de pedeapsa de a mă aminti că sunt român când văd disprețul neamțului pentru țăranul valah care nu mai are loc în propriei țară. Vechea ură a lui Lenin față de micul producător care ar submina comunismul s-a întors, iacătă, ca un bumeran jalnic în mâna dumitale, speriat nu cumva băbuțele din târguri și piețe să arunce în aer supermarketurile cu papornițele lor burdușite cu explozive de arbacic și leuștean. Mă întreb dacă această tentativă de stârpire a micilor producători români ține de ticăloșie sau de prostie. Dacă ne gândim că acum un an diaspora cu rădăcini în satele românești și-a somat rudele rămase în țară să vă voteze, de data asta părinții umiliți o să-și cheme în ajutor copiii plecați să vă execute cu tăișul buletinului de vot slugile și lingăii care vă cântă în strună. Oi fi dumneata mândru de sparangheliada pe care ai lansat-o nu de mult, îngenunchind o parte a poporului român în țărâna germană, dar teamă îmi e că dacă o să te mai joci în continuare de Shahinshahul cu tabaragii amărâți din bazarele românești, ori să iasă mulahii ortodoxi din adormire, cu rogojinele aprinse în cap, să scânte prohodul de Crăciun sub ferestrele palatului.